Salut toată lumea și bine ați venit în Grota Balenelor, locul unde învățăm să gândim ca niște balene și discutăm cele mai proaspete știri și analize pe grafic din lumea criptomonedelor și nu numai. Frații mei balene sau călare pe balene, că de fapt asta facem și noi, încercăm să fim și noi cu balenele acolo, nu suntem noi balene încă. Deci, frații mei călare pe balene, ăsta e primul meu videoclip pe YouTube vreodată, așa că vă rog să-mi dați feedback-ul vostru în comentarii, că de aici mă gândesc că n-avem unde să mergem decât în sus ca prietenul nostru Dogecoin. Scopul videoclipului ăsta este să fac un fel de rule set pe care ar fi bine să-l ai în minte atunci când te decizi să intri în piața asta de criptomonede nebună, în criptopiața. Planul să continue apoi cu o serie de videoclipuri informative în care să vorbim tot fel de lucruri, de la index de grafic, analiză, market maker, boss de tranzacții, boss de arbitraj, tot ce mai vreți voi în spectrul ăsta. În ultimul timp eu am urmărit tot fel de content creators din România, din partea asta de cripto, din spectru, din nișa de criptomonede. Dar analizând cu adevărat ce zic, am observat că nu mi se pare că aduc un value, o valoare nou în piață, nu aduc vreo informație, ci mai mult aș risca să zic că pot să și confuzeze audiența și să ghideze lumea spre tot felul de no-name coins care să le bubuie în față după aia. Sursele pe care le urmăresc eu de pe YouTube sunt din afară, câteva, o să le share-uiesc cu voi pe parcursul canalului ăsta, dar cel mai mult și cel mai mult îmi fac propriu research din Twitter, Reddit, grupuri de Telegram, grupuri de Discord, site-uri de știri, podcasturi și tot felul de chestii. Consider că piața asta de criptomonede este o adevărată oportunitate pentru cei informați și specific în caps lock, așa, pentru cei informați. Eu, practic, m-am decis să fac canalul ăsta pentru că eu oricum mă informez și încerc să mă țin informat despre câteva lucruri, nu despre toate, că aia e practic imposibil. Și dacă pot să și împart cu voi knowledge-ul ăsta, cu atât mai bine, voi, frații mei călare pe balene. Ce consider eu că trebuie să știți despre piață, valabil constant, dar cel mai specific în bull market-ul ăsta? Dacă te gândești tu să intri în piață și cu orice sumă, este irelevantă suma, poate să fie $100 sau $100.000, trebuie să respectați câteva reguli pe care să vi le impuneți voi înșivă, că nu o să vi le impună nimeni. Și regulile pe care eu mi le-am pus mie sunt următoarele. Să am o strategie de portofoliu bine gândită, ceea ce înseamnă că să diversific portofoliu constant, să rotez constant dintr-o monedă într-alta când nu are gain și nu are loss, să spunem. Să nu mă duc după o singură monedă și să risc să pierd tot, să fac un risk management bun și tot așa. Lucrurile pot deveni mai complexe pe măsură ce portofoliul vostru crește, dar, repet, indiferent de suma investită, poate să fie și $100, este important să diversificați, să încercați să cunoașteți piața, să încercați să, nu știu, să urmăriți, să vă faceți research-ul și așa mai departe. Ceea ce mă duce la regula a doua, care este aproape la fel de importantă, tot timpul să vă faceți propriul research la orice monedă. Nu trebuie să vă luați nici după mine, nici după alți călăritori de balene, de pe internet, care fac content pe YouTube sau pe diverse TikTok sau whatever. Cel mai bine este atunci când îți faci propriul tău research. Videoclipurile astea trebuie să fie doar ca scop de prezentare, de informare, un fel de punct de plecare pentru research-ul vostru și de acolo să mergeți mai departe și să aflați cu adevărat ceea ce vă interesează pe voi despre moneda respectivă. O a treia regulă care este mai interpretabilă, dar totuși o să o zic pentru că așa este conștiincios, să nu veniți cu bani în piață pe care nu vi permite să-i pierdeți. Asta poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi și pentru ceva ce pentru unul poate părea o idee proastă, pentru altul poate părea o idee bună, dar ideea de bază rămâne aceeași. Puteți să vă așteptați ca în orice secundă portofoliul să ajungă la zero, la fel cum puteți să vă așteptați ca portofoliul să fie ori 100. Sunt șanse asemănătoare, să zic așa. Ultima chestie pe care aș vrea să o precizez este că
Atunci când decideți un buy, când decideți să investiți în ceva, trebuie să aveți o idee formată cât de cât despre cât poate să crească moneda respectivă și la fel să aveți o idee formată despre când să vă despărțiți de ea. Ideea asta trebuie să vă formați în funcție de mai multe lucruri. Cel mai important ar fi să vă decideți dacă vreți să țineți moneda pe short term sau pe long term. Pe short term nu ne interesează foarte mult proiectul din spatele monedei, ne interesează lucrurile astea, ci ne interesează lucrurile mai actuale, cum ar fi volumul pe monedă, indicatorii, ce ne spun. Scopul lor este să scoatem profit rapid și să le ținem puțin. Mai sunt apoi investiții de tip long term, în care investim în niște proiecte puternice de viitor, care urmează să fie adaptate sau care au fost adoptate deja, care au o prezență media puternică, care au o comunitate puternică și ideea este să ținem pe termen lung și să nu fim afectați de oscilații de preț, indiferent în ce direcție se vor duce ele. În majoritatea cazurilor și proiectelor din cripto, din păcate, nu trebuie să le vedem așa mult ca o investiție, ci ca un pariu. Sunt și excepții, alea am zis 95%, pentru că 5% consider că sunt chiar niște proiecte care sunt infailibile, cam mult spus, dar foarte, foarte puternice și cu potențial de viitor mare, cum ar fi ADA sau, nu știu, chiar și Ripple, care are o aplicabilitate foarte bună și e foarte disruptiv. Dar, din nou, astea sunt de discutat în videoclipuri viitoare. Ideea e că trebuie să vedeți monedele astea mici, pe care le auziți în tot felul de surse, ca un pariu și dacă vreți să faceți cu adevărat o investiție, acelea sunt doar pe termen lung și ar trebui făcute doar în proiecte care pot avea un return bun și care pot crește puternic în viitor. Cam asta ar fi fost lucrurile pe care vreau să le discut cu voi în acest videoclip și pe care ar trebui să le aveți constant în minte atunci când vă distrați pe criptopiață și când călăriți balenele. Puteți să dați acolo frumos un subscribe ca să nu ratați când scot următoarele videoclipuri super informative și hai salut și spor la balenit! Hai de pa!